Oameni buni, vin să ne colinde alături de fiica lor, Mihaela, dar și să stăm la povești. Nimeni alta, alții decât prietenii noștri, Maria și Mihai Nemes. Bună, Mihaela, și bine ai venit! Să rămână bună primiți ziua! Primiți cu colinda! Primim cu colinda, vă rugăm frumos să luați un loc pe canapea. Așa. Și bine ați venit, mă bucur că ați adus-o și pe Mihaela, pentru că de multe ori ați venit doar singuri aici la emisiune. Și eu vreau să văd și pe Mihaela. Mihaela, bine, rog, Mihaela, bine ați venit! Doamne ajută! Doamne ajută! Cât? 13 ani? Da! Azi e 23 decembrie, Mihaela, 23 decembrie, mâine e ajunul Crăciunului, iar pentru tine e mult Crăciun, pentru că ai 13 ani. Eu trebuie să stau aici, că nu mă pot pune pe canapea, că mi-e șoarici destul de grei. Fii atentă, tu ești pasionată de cusut? Da. Uite, Moș Crăciun ți-a adus niște... Nici am intrat bine și deja sunt cu... Pentru ea a adus Moș Crăciun niște truse de-astea, decorative. Mulțumesc. De artiști. Ce faci, Mihaela, cum ești? Bine. Cum îi mai suporți pe părinții tăi care mereu bați la Los Angeles, ba la Las Vegas? Nu te enervează chestia asta câteodată? M-am obișnuit. Da? Dar te scoate din sărite câteodată? Puțin. Puțin, da? Sau câteodată ești mai bine, că ești singură, da. Și poți să-ți faci... Este? Da. Bate palma. Auzi, vă rog, că copiii atunci când sunt mici întreabă: mami, de ce pleci de acasă? Te rog, mai stai acasă. Și pe când mai cresc, zic: mami, dar nu pleci odată de acasă. Păi, știi că așa e. Nu? Încă nu-i cazul, nu ne întreabă când veniți, când... Pe așa întreabă oricum toți copiii, da, da. Zici? Da, stai liniștită, că am început să observ și la mine, adică... Păi da, mi se pare că David cu Mihaela scam de seama. Că David are 11 ani, face 12 ani, acum ești pe acolo și am observat. Bă, dar cum îi stă, mă, lui Mihai pălăria, deci de dreaptă... Ca de obicei, măruțe. Asta e, mă, la înălțime. La înălțime. Bă, băiatule... Cuzma. Treaba serioasă cu Cuzma. 100% serios. Mi se pare că și de ultima dată, de când a venit aici, de când ați venit la emisiune și de când soția ta a zis că trebuie să mai dai câteva kilograme jos, chiar ai respectat. Chiar a dat cel puțin 10 kilograme jos. Nu știu dacă 10, dar 8 cred că le-o dat. Că... Măruță să știi că în perioada asta când am tăiat porcul, când am gătit, am făcut una alta, să știi că e greu să slăbești. Da? Asta adică e greu. El și-ar fi dorit 10, dar n-a reușit, numai 8. Da, de asta adică la voi în Maramureș și acolo sunt și eu sărbătorile într-un fel anume. Cum, numai în Maramureș sunt. Serios acum. Deci, pe lângă... N-ai cum să slăbești, mai ales în perioada asta. Ce să mai slăbești financiar, eventual. Da, în Maramureș, sărbătorile, cum dau parcă cea mai frumoasă poveste. Mâncări bune, tradiții faine, oameni faini și de omenie și muzică. Eu zic muzică. Că și locul te face, și natura, și tot ce înconjoară, ce înseamnă Maramureș. Când ai dat în Maramureș, intri în rai. Parcă și cuvântul, așa, când îl spui Maramureș, are ceva și... țapă în el. Adică e... Da, mă uitam acum ce pantaloni are Mihai al Cioareci. Nostru. Cioareci se numește? Cioareci, da. Dar e ridicat în sus, mai e lungi, mai... Nu, mai așa se fac, se întorc, e partea aia care se întoarce înapoi. Da, nu ți-e cald în ei, nu? Nu, deloc. Uitați, vă rog, deci frumos, un pic căldura mai tare în platou. Perfect. Și cojoacele, ce frumoase sunt. Gubele. Iartă-mă, te rog să știi că cu costumația asta care o am eu pe mine, țăranii la noi, o lucrat de zi până seara. Dimineața. Și fiecare vară, fiecare iarnă. Nu, iarna, nu numai iarna. Doar iarna, da. Asta e ținută de iarnă. Că mergeau la pădure, că aduceau fân, că aduceau lemne, orice. Deci asta era... Nu le puteau păstra într-un mod așa de impecabil și curate. Dar asta, cioricul și curaua lată și cujma și guba era de nelipsit. Oriunde ai mers. Da, foarte frumoasă. Și la voi au vreo poveste, au vreo istorie, sunt de undeva? Adică... Nu, sunt din lână și sunt făcute de femeile... E femei, adică... Stoarță de soacră. Fiecare... Deci asta fiecare gospodă. De soacră, astea da. Noastre, deci, da, au istorie. E soacra cu tine mămica. Păi, da, nu. Mama are grijă de noi și acum, pe la anul, vrem să ne facem altele. Și deci tot mama așa. E asta, e, asta e prima audiție a lui Mihaela. Știi că trebuie să ai o anumită... înălțime ca să poți să porți un sfetăr din asta, o gubiță din asta. Adică dacă ești prea mic, nu poți. Au alte forme. Și trebuie să crești ca să porți aia stie de fete. Asta pentru că e sunt destul de scosisitoare și dacă îi faci la o vârstă mică, pe când e mare, nu e bună. Da, trebuie să le faci din an în an. Deci totul are treabă economică la mijloc. Adică nu că trebuie să fie o anumită vârstă sau o tradiție. Da, sau nu, bă, tată, crește copilul și rămâne cujma, cum ai zis? Cujma e bună, că o poți folosi și ei la mic gubița. Și la mare. Da. Gubița. Da, gubița. Gubița, da, gubița, da, gubița, da, rămâne... Gubița, cioare, cită, e... Exact.
ținutele astea. Să... Deci soacra, mama soacră trage Mihai, da, lâna? O... Ia-o torz lâna. Ia-o torz, eu am fost la Foșalăi cu e. La Foșalăi, adică? Foșalăi. Foșalăi e o mașină așa, unde după ce ai spălat lâna și ai scălmânat-o, ai făcut-o, da, așa, ai deșirat-o ca să fie mai curată și așa, o mai duci la o mașinărie care o întinzi acolo și ea o trece așa printr-un sul, prin mai multe suluri, și când o scoate, o scoate efectiv un sul și curată, curăță toate impuritățile din ea. Mai lung. Da, atenție. Să trage părul, na. Nu e chiar ușor. Câte costume aveți acasă? Nu știu. Treabă pe Mărie. Nu, nici eu nu știu. Și eu le-am pierdut numărul. Și nici n-are rost să le mai spun, că apoi ori zice oamenii că mă laud, mai bine. Dar de ce? Pentru că asta e frumos, să ai respect tradiția și să... Avem foarte multe și ținem foarte mult la costumele populare și nu ne uităm... Nici nu ne uităm la bani cât e vorba de haine populare, că... Pentru că o să pun astea în spate, pentru că vreau... Ți-au mirosul. Și mirosul, și vreau să pui un pic piciorul aici pe masă. A, nu pot, nici chiar așa, mai bine mă ridic în picioare. Nici chiar așa să mă... Că aici... Vrei tu? Așa. Da, că mi s-au părut foarte tari opticile și... Opticile și strinci. Strinci. Ce frumos. Astea sunt făcute de optincar, este un optincar la Mihăiță, în sat, în Bârsana, care face optinci. Strinci făcut de mama, la fel. Colțe de la stantă, de la mama ați făcut? Aia e un fel de jupă, nu? Stant. Și somna de când am fost fată. Asta de, da, când? De când am fost fată. Asta are mai mult de 25 de ani. Ce frumos. Păi, cum... Dar sunt superbe și are o pince și Mihaela. Și Mihaela. Da, hai Mihaela. Ia, și tu ai. Mihaela, aici că începem ușor să și fel. Ne pregătim să cântăm. Da, da, ea și-a luat pe altă culoare. Păi acum noi ei fată. Eu-s nevastă, eu mi se cam duce vremea. Ne-am cam mâncat mălaiul, ne-am cam tăiat traiul. Asta vreau să zic, adică contează de când ești domnișoară, porți o culoare? Când mai ești... deschisă, mai vioaie, mai înflorată. Mai... A, e ceva. Da. Am, eu mă duc acolo câte 40, ce să mai... Și bazmalele de unde sunt? Bazmalele vechi. Păi, cu bazmala asta, eu mai, cu pânzătura asta, eu am mai fost aici la voi. Că e asta de cu care m-a dezbălțuit nirele. Eu, nu asta mai țin. De 1500 de euro? A... Oricât! Ce memorie ai? Ce mănânci de așa memorie bună? Ia zi, Mihai, cum e? Măruță, nu-ți mai zic nimic, amu. De ce, amu? Pentru că... Eu acum dau seama că oamenii când vor să investească, nu trebuie să investească, bă, nene, în aur, să investească în criptomonede, să investească, nu știu asta ce, să investească în costume populare adevărate, că uite cum îți păstrează comori valoarea și sunt comori, exact. Sunt adevărate comori și țin și de cald. La frig și... Pentru cine și să le respecte și le apreciază, da. Păi sunt oameni care probabil nu știu ce înseamnă un costum. Și dar... cum să zice la noi, este om care nu dă doi bani pe ele. Nu cred. Ba, poate că sunt, pe omul dacă spun la oricine, pe aici în București, o cupă de asta, îi trimnii de lei, zice... Dar nu-i doar 3.000 de lei, ai zis tu, păi, împrumat asta din cap 1.500 de euro și da, asta da, e 3.000. Da, asta are altă semnificație și altă, că asta e aceea veche, are o vechime și trebuie ținută cu atenție și îngrijită ca să fie în stare perfectă și în perioada asta, că asta e mai bătrână de 70-80 de ani. Am înțeles, deci nu se ține oricum. Deci sunt niște lucruri, da, acolo e problema, l-a ținut. L-a ținut? L-a păstrat. Da, mamă, eu vreau să vin la voi să văd cum arată dressing-ul la voi, adică ai pus 3 șube de astea, s-au umplut dropul. Păi da, da, și dressing-ul e mare. Și s-au mai mărit dressing-urile, Măruță. S-au mai făcut la comandă, crede-mă. Nu mai faci... Mihaela, spune-ne și tu ce mai faci, cum mai ești? Bine. Unde, de unde? Mergi la colindat în perioada asta? Mâine. Da? Da. Ce mă bucur. Și cum, la școală cum e? În ce clasă ești acum? A șaptea. Mamă, clasa a șaptea? Da. Mi se pare că și mai înaltă decât mama ta. Ce nu chiar, 2 cm ne despart. Ce înseamnă aerul de Maramureș? Mă despășe oricum. Doamne ajută. Când, iată, când vii la București, de fiecare dată să vii pe la noi pe la emisiune, bine? Da. Vrei să-i saluți pe colegii tăi de la școală, pe prietenii tăi? Da, vreau să-i salut și succes la școală. Sărbători, sărbători frumoase și... Și da, de toate, exact, perfect. Ce școală? Zici ce școală? Cum se numește școala? Liceul Tehnologic Ognașu Gatag. Acolo să-i salutăm pe toți și să le spunem sărbători fericite. Ce să zic, îți mulțumim mult de tot, Mihai, că ai venit pe la noi. Și eu mă bucur, văd că fuge mintea, ochii, de fapt, nu mintea la cușma mea. Da, deci nu, dar fuge, știi de ce? Am văzut tot felul de trucuri pe internet cu bucătar, fac, mai aruncă câte un ou aici. Nu arunc, iau lung să strică. Să strică valul. Dacă ai ști câtă grijă are, mai mult, deci are mai mare grijă de cușmă ca de mine.
Și cujma asta? Adică are o poveste? Da, are o poveste, pentru că e foarte greu găsești miei care se mai fac în țară la noi, cine e cunoscător de așa ceva și crescător știe, pentru că nu trebuie să-i lași în momentul când e fată, nu trebuie să-i lași la oaie, pentru că se strică valurile, rândurile astea care zic pe ea și sunt multe lucruri și sunt destul de scumpe și e pe cale de dispariție. Și tu de unde? O ai de mult pe asta? Asta am umblat, vreo 2 ani de zile am luat internetul și toți crescătorii, eu i-am sunat din țară și până mi-am găsit pe unul care le-a avut ei, și am mers eu până în partea Moldovei și le-am făcut la Sighet, la un prieten de-a meu, le-am făcut la el, el mi-a convizat, am stat lângă el până mi-a făcut-o. Da, și trebuie să spui că e din 4 piei. Da, am cumpărat 4 piei ca să pot să fac una, că am vrut să fie neapărat neagră și cu brâu alb, că e foarte rar, deci nu găsești. Deci așa ceva, oameni buni, doar la Mihai Nemes, da? Eu vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi, să aveți sărbători fericite. Mulțumim. Și dacă au venit maramureșenii, eu zic să ne și cânte. Sunteți de acord? Musai, musai, colindăm. Colindăm. Oameni buni, Maria, Mihai și Mihaela Nemes ne colindă. În premieră, în premieră. Cum se numește? Știm cu toții cum a fost. Nașterea Domnului nostru. Asta e, să ascultăm. Mulțumim mult de tot. Yeah.